Oi, como você vê de sus? Ce drăguț! Toată lumea cu telefoanele în mână, care mai de care. Uite, statui pe aici. Vă rugăm, nu atingeți. Au. Foarte frumos pe aici. Alte scări acolo. Vai de mine, mai avem mult de urcat că deja am obosit. Oh, ce drăguț pe perete aici. Pisi, pisi? Foarte frumoase, frumos gravat pereții ăștia. Miau, miau. Acolo o să urcăm și noi. Dar mai încolo. O să ajungem prin zona aia cu altă ocazie, că deocamdată traseul nu-i pe aici. E pe partea asta. Așa. Ioi, ce de statui pe aici. Cineva filmează acolo statuile. Niște ouă de la piață și le-a aruncat tablouă. Ia uite ce Doamne ferește! Ce? Ia uite-i pe ăștia cum arată. E să ne supărăm pe domnii ăștia doi. Că sunt înarmați până în măduva oaselor. Tablelor. Da, corect. Seamănă un pic cu Edin. Aici, unde ești, tati? Aici trebuie să... A? Aici trebuie să fie sala armelor sau ceva. Ceva cu arme, văd că... E aici, domnul armură, nu vi se pare că arăt penibil cu punguțele astea în picioare? un cal cu un călăreț, ce să zic că e? Suficient de realiste. Uite câte arme sunt. Pardon. O să cadă peretele ăla cu atâtea chestii atârnate pe el. Ce-a zis? E cineva care vorbește. Sala de armă sau ce-a zis? Tot felul de săbi sau ce sunt astea? Săbi? Pistolul ăsta chiar era funcțional, adică trăgeai cu el? Doamne, arată ca o operă de artă mai mult decât ca pistol. Hai să mai vedem. Pe aici ce mai e de vizita? Oh, ce uși drăguțe! Hai, tati! Au, ce candelabru drăguț! Ce drăguț! Și aici au o altă cameră. Oh. Ce chestie este făcută? Nu
încălzirile noi. Ne uităm de stângele. Au și toaleta cu culți. Mm-hmm. Aici aveau toaleta, aveau acum ceva să fie mai rece. Da, dar cu la mai aici. Dacă e de ori care vine, nu? O tot pe celălalt, nu mai mă descălătă. Aici e o bibliotecă, cred că. Sunt multe cărți. Cum? Pisi, pisi, aici sunt multe, multe cărți, vezi? Da, se pare că citeau mult. Aici le aflăm în secțiunea de groază a castelului, se nume cărțile. Secțiunea de groază. Da. Ia uitați aici, înfiorător, îngrijorător, înspăimântător. Ce era aici așa interesant? Vine mai răcoare o leacă de aici, din camera asta. Bă, o fi interzis persoanelor neautorizate, dar eu sunt autorizat peste tot. Că sunt agentul 007, Motanel, agentul 00 Miau. Miau. Și am licență să intru oriunde. Aha. Uite, fetița filmează și ea. Da. Și ziceai că aici este o harpă sau ceva? Da, uite acolo. Ce, ia. Grijă pe scările. Scările astea. A, uite, și pian. Oh, aici o fi sală de muzică, da, ceva. Da. Vorbește cineva la... Oh, ia uite ce... Iată, uite, pian. Pat lung aici. Harpă. Dar niște candelabre, cred că avem voie să arătăm, nu? Normal. Fetița! Pisi, pisi! Fii atentă, dragă, curul regal nu stă așa direct pe scaun, îi trebuie mii de perne, vezi? Da. Păi, da. Uite ce oglindă drăguță. Da, am luat-o în cadru și oglinda. Foarte tare, drăguță. Mi-au plăcut ciucurii ăștia de aici, ia uite ce drăguțe. Da, să supără cineva dacă cred, iau... Cred că sunt, ca să-i luăm, nu? Că de-aia spus și acolo. Da. Asta ce? E, hai să o luăm pe aici, prin dreapta. Pe unde o luăm? Mai întâi în față și apoi în dreapta. A, în față, bine. În față. Hai, de ce, de ce râzi? Pentru că ai zis că o iei în dreapta, de-aia. Uite-mă și pe mine acolo în oglindă. Uite unde am crezut la început când am venit. Deci am zis mai întâi în față, da, și apoi. Ce zici de chestia asta, ha? Aha, nu știu că avem voie să. Dar cred că arta ai voie să filmă. Păi, să păi e statuie, măi. E așa arată statuile. Haide, vină. E tot oglindă sau e oglindă? E tot oglindă. Și ai tot oglindă? Nu, aia nu e oglindă. Măi. Hai pe aici. Aici se mănâncă, ha? Eu știu. Ori ceva cu consfătuire, ori mâncare, ori și una și alta. Aha, aha.
asta. Miau. Uite, de asta vin și la hotel draperii. Da. Îmi pietrui cu ăsta cine o fi? Nu, eu știu cine e. Vreau că scrie pe undeva. Salonul turcesc sau ce scrie aici? Nu. A, ăsta e salon turcesc. Aolo, vine o leacă frig de aici. Și cu perne și cu... Hai să vedem mai aproape toate chestiile astea. Uite, am văzut patelul ăla, știi că l-am intrat și am găsit pe unde e culoarul. Mm-hmm. O să ajungem și pe acolo, când ieșim, vezi chiar este. Mm. Numai că nu trebuie să ieșim deocamdată. Băi, geamul ăsta, m-am lovit în el de câteva ori. Grijă, bebe. Uite, tur opțional, încolo. Aolo! Toate astea le-am urcat noi, ha? Suntem niște eroi. Hai, da. Și astea unde duc? Sus în mansardă, am înțeles. O, Doamne. Și ce vedem aici? Pentru ce am urcat? Aici este Granny în viața reală. Hai. Granny în viața reală, ha? Aici se joacă Granny în viața reală. Nu știu ce crezi. Să știi că este câțiva ani. Pintiță, băi, era să mă împiedic pe aici. Ai grijă. Aici am multe tablouri. Și pe stânga și pe dreapta am multe tablouri. Ce faci, tati? Sunt aici. Nu știam unde dispărut. Sunt aici, uite, filmez o cămăruță de asta mică. Și prin geam. Și cămăruța. O altă cămăruță. Sunt o scărăcică din aia în spirală, dar se pare că nu se umblă pe ea. Unde zici tu, mă, că e o scară în spirală? E o spirală acolo, pe colțul ăla. Unde, mă? Aha, am văzut-o. Da. Așa e zis și noaptea, nu ții. De ceva. De ce geam aici, ha? Sunt atât de sunt curate și nu se văd bine. Da, o altă cămăruță. Dacă nu ești atent, și e așa mai aerian, poți să dai în el. Cămăruță. Aici mi s-a părut interesant cu alea de cafea de pe masă. O altă cameră aici, mai frumoasă. Văd acolo niște ceșcuțe. Eu filmam aici, uite ce scrie, salonul by the Meyer. Notul ai. Garnitură din lemn de nuc și rădăcină de nuc. Ule. O, Doamne. E apropo de pendula aia, să ne mai uităm o dată aici. Care lemn, mobilierul ăsta e făcut din lemn de nuc? Contează? Păi nu știu, ca să știe lumea. Interesează pe cineva? Din ce ai făcut mobilierul? Okay. Poate. Deci asta este îmbrăcăminte pentru regina, nu? Nu știu. Nu pare ca o față de masă?
ca o față de masă? Da, sau ca o pătură de pus pe față. Aha. Și mai încoace am văzut pentru rege. Regina invizibilă. Regina invizibilă, zici. Aaaa. Cearcea de... Ce mă cu manuscrisul ăsta sau ce-o fi ăsta? Ia uite ce drăguț se vede acolo, sus. Ia, mă, unde e cada? Uite și cada dacă ai nevoie după ce faci pipi, vezi? Mhm. Și covorul e frumos. Ia, să punem și pe partea asta. Uite, să le văd mai bine, le fac așa, le măresc cu telefonul, știi? Bun, dar apoi, rămâne frumos pe ăsta. Wow, ce cameră mare și frumoasă și luminoasă. Am crezut că e o pată în mijloc, dar nu, cred că așa e designul. Și acolo ce e, un pian sau ce-o fi ăla? Nu știu, pare a birou. Și aici ai ceva. Nu e imposibil să fie și un escul muzica. Și aici e o cameră drăguță. Miroase altfel pe aici. Vedem o intrare secretă. Unde, mă? Vedeți, asta parcă un fel de dulap, numai că una din uși dă de fapt într-o cameră, nu dulap. Care, mai? Care zici? Uite-ți de aici, nu pare să fie un dulap de la un cap la celălalt pe peretele ăsta, uite, dulap, dulap, dulap. Mm-hmm. Mult dulap, dar aici ușa asta de fapt nu dă într-un dulap, ci mai încolo, în camere. Mm-hmm. Statuile de la Castelul Peleș. Care-i statui, tati? Unde vezi tu statui? Nu vezi statuile de? Și alea, și alea de aici. Ba da, le văd. Le văd, le văd. Uite, acolo sus zăpadă. Nu, ce înălțime. Ioi, ce drăguț! Ioi, hă? Da, se aude apa aia curgând, unde o fi? A, e acolo. Acolo, pe jos, până am venit. Uite că am văzut că scrie aici ceva de Regina Maria, Principesa Elena, Principele Mihai. Vai de mine! Ia uite-le! Anul încoronării, 1922. Și acum și tot castelul, de la distanță. Ioi! Se văd bunțe frumos în spatele lui. Unde? În spatele lui, ha? Chiar pe lângă el, așa. Suntem aici la cofetăria Peleș. Și am luat niște prăjiturele. Am zis că nu mai mănânc prăjituri, dar arătau atât de bine astea și am zis că ai măcar acum că suntem aici, dar acasă nu mai mănânc prăjituri deloc. Yeah, wait. Nu credeți. Și e de căruță? A, da. Îți place baby tunul meu? Îmi place, da. Da, eu vreau să zic că a fost o excursie și este o excursie foarte frumoasă.
Cutuța de piatră? M-am simțit bine. Bravo, fetița. Bravo. Ia să vedem ce tun are acum motanelul. Așa. Da, uite. Stai mă. Nu se vede? Ah, ba da, acum se vede. O, ce tunul mare am. Da. Așa, da, ia uite ce lung e. Știam eu cum se poate. Au început să râdă fetele alea de la masă de acolo. Băi, mai e sticla de apă aici, aha, așa. Uite ce drăguț e. Ce fac, bă, Dorele, aici? Ai convertit banii pe două hârtiuțe mai urâte? Da, intrarea la castel. Se duce fetița la castel, că e regina YouTube-ului și... Da, la castelul Pele. Ți-am cumpărat și castel acum. Bun. Atenție, cade zăpadă. Care zăpadă, bă, Dorele? Că aici este un acoperiș. Unde pădește zăpadă? Draga mea, uite-te bine la banii ăștia, că n-o să mai fie în curând. Da, uite, ia leseria. Nu-i nevoie. Scrie leseria.